Salut! Suntem între două conferințe și, în general, când avem asemenea evenimente dimineața și seara, îmi place foarte mult să stau cu echipa și să stăm la povești pe diverse subiecte, cum ar fi de la relația de cuplu până la probleme metafizico-filozofice. Și astăzi, Mădălina mi-a pus o întrebare existențială, de ce nu? Dar eu în ce sunt specialistă? Dar eu, de fapt, cu ce mă ocup? Mi-a zis că atunci când mă întreabă cineva, salut, tu ce faci? Îi zic, bine, mersi, tu? Pentru că îmi zicea ea că nu știe exact cu ce se ocupă, care e specializarea ei, ce să zică că este funcția sau titlul ei, ce face exact, la ce se pricepe cel mai bine, cum ar veni. Și, într-adevăr, există o modă a specializării în ceva. Trebuie să fii expert în ceva sau trebuie să fii specialist în ceva. Și, evident, după ce am avut o mică discuție cu ea, am mers până la baie și acolo am avut timp să mă gândesc și mă gândeam, eu cu ce mă ocup de fapt? Eu cine sunt? Eu ce sunt? Acum că sunt mare și am 40 de ani, eu de fapt ce fac? Mi-am dat seama că cel mai bine se potrivește, sunt despot monitor. Asta e cuvântul care mi-a venit în minte, pentru că îi ajut pe oameni să, atunci când se împotmolesc, să se despotmolească. Și așa cum meseria de coaching, de exemplu, se aplică în foarte multe domenii, la fel sunt alte persoane sau alte expertize, să zic așa, alte calități personale pe care le au unii, care se potrivesc în mai multe domenii. Și este foarte greu să spui că ești specialist în ceva atunci când, de exemplu, te pricepi să vezi procese și legături. Am un prieten care a lucrat foarte mult în zona de fast food și zona asta de lanțuri de fast food și francize și el are un